Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit din nou la grădina mea. Astăzi, cum timpul este foarte cald, afară, sunt 30 și ceva de grade, și așa că m-am retras aici la umbră, lângă baracă. Bine că am ajuns și până aici, a ajuns un pic soarele. Eu m-am gândit de mult să fac chestia asta, dar nu am avut timp și nu știu, când am avut timp, poate că nu am avut eu bună dispoziție și alte chestii. Așa că astăzi, cum am venit la grădină și nu pot să fac nimic în soarele ăsta, că este foarte cald, aștept să se mai ducă un pic soarele ca să fie un pic mai răcoare, deși bate un pic vântul, dar tot e cald când stai în soare. A început să bată puțin vântul, să adie vântul. Așa că m-am gândit să fac o chestie specială pentru a da cizmele din picioare. Nu știu pentru cât dintre voi este foarte dificil să-ți dai cizmele de cauciuc din picioare, să-ți scoți cizmele din picioare, cizmele de cauciuc. Așa că m-am gândit la o chestie, bine, nu este invenția mea, să zicem așa, între ghilimele. Am văzut și eu din întâmplare acum ceva timp pe internet și am zis hai să fac și eu, că chiar e utilă chestia asta. Mai ales că, na, știți cum, cât de greu se scot cizmele de cauciuc din picioare. Plus de alta, dacă mai sunt și pline de noroi și să pui mâna pe noroiul ăla și să te murdărești de noroi și să te chinui să le scoți din picioare. Așa că eu am găsit o metodă ca să fie cât mai ușor de scos din picioare. Așa că mă voi apuca să o fac. Bine că nu este ceva complicat, este ceva foarte simplu. Așa că veți vedea și voi imediat în clipele următoare. Așa că vă las în continuare să urmăriți acest clip, veți vedea imediat despre ce este vorba. Am aici toate materialele necesare, n-am nevoie decât de două scânduri și aceste bucăți de lemn care le-am găsit și eu pe aici. Bine, îmi trebuia ceva mai altfel, dar sunt bune și astea. Am scândura asta deja decupată, așa cum îmi trebuie mie, imediat o să vedeți cum o voi folosi. Așa că o voi prinde de scândura aceasta, ceva de genul. Așa. Am pe aici niște cuie ruginite, dar sunt bune. Important e să fac treaba cu ele. Hai să vedem dacă merge. Mai dau cât un cui ca să fie mai rezistentă. Da, mi-am dat un pic și în dege, dar nu-i nimic, treci. Ok, hai să-i dăm și pe partea cealaltă ca să se... Pe partea asta nu-i dau decât două cuie, că nu e nevoie de mai mult, nu e necesar. Asta e chestia. După cum v-am spus, este foarte simplă, deci nu e nimic complicat. Imediat o să vă arăt și cum o folosesc. Și acum uitați cât de simplu este ca să te descalzi. Ai băgat piciorul aici și ai scos cizma. Ia uitați. Ce ușor ai scos. Ia. Te pui cu piciorul aici, ai băgat cizma aici și gata. Ați văzut cât de simplu este? Asta este o chestie foarte utilă. Uitați, intră cizma aici în lăcașul ăsta și ai scos frumos cizmă și nu te mai murdărești nici de noroi, nici nu te mai chinui, nu trebuie să te apleci. Pur și simplu ai băgat piciorul aici și ai scos cizmă. Și cam asta e tot, oameni buni, cu această chestie. Nu știu să-i zic dacă e o invenție, da, să zicem că e o invenție. V-am mai spus, nu e făcută de mine, deci nu e inventată de mine. Am făcut-o eu pe asta, dar nu e inventată de mine. Am găsit-o, cum v-am mai spus, am găsit-o și eu pe net mai de mult și mi-am adus acum aminte. De fapt, mi-am adus aminte și vreau să o fac de foarte mult timp. Așa că aștept părerile voastre în secțiunea de comentarii. Dacă voi știați de așa ceva, spuneți în secțiunea de comentarii. Sau dacă voi aveați alte metode de a scoate cizma de cauciuc din picioare, o altă metodă mai simplă. Lăsați tot așa în secțiunea de comentarii și spuneți-mi. Și bineînțeles, dacă v-a plăcut ceea ce ați văzut, apăsați butonul de like, dați mai departe să afle cât mai multă lume și bineînțeles nu uitați să vă abonați la acest canal dacă încă nu ați făcut-o și apăsați clopoțelul ca să fiți notificați de fiecare dată când postez un nou clip. Eu vă mulțumesc pentru atenție,
Să ne vedem cu bine până data viitoare. La revedere!